e ziua din nou, cei de la surprize la tine acasă și ulei separate. Ne-am pornit cu mare drag la drum să livrăm gânduri frumoase, să livrăm la mulți ani oamenilor ce au sărbători frumoase în sânul familiei și în sufletul dumnealor. Astăzi, de nou, am venit în orașul Blodieni, localul la Grătar, unde am mai fost spre oameni dragi și am cântat cu mare drag să spunem frumos la mulți ani celor ce au făcut sărbătoare în localul superb din orașul Blodieni. Astăzi venim spre o frumoasă domniță ce se numește Daria Zaharia. Face o frumoasă vârstă de 7 ani și buchetul vieții și cu mare dor și dragoste din deportare tăticul de la Israel ne-a trimis cu mare drag, să spunem astăzi, fetiței lui la mulți ani. Sperăm din suflet să aducem emoții frumoase, să facem ziua deosebită și această amintire de la cei 7 anișori să se tipărească în sufletul ei, care astăzi vor să o surprindă frumos. Mămică organizând sărbătoare frumoasă aici, ca o albinuță furnicuță să le organizeze pe toate, iar tăticul de departe să ne trimită cu gânduri deosebite și cu dor și căldură sufletească spre fiica lui. Haideți cu noi! Îți dorim doar fericire și multă iubire, să-ți ajute Dumnezeu, de-o să-ți fie greu. Fata tatii, fata mamii, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tatii, fata mamii, cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Daria să trăiască, Daria să trăiască la mulți ani. Ceilalți omageați să trăiască, ceilalți să trăiască la mulți ani. Bună ziua la mulți ani tuturor! Revenim cu drag să te felicităm, tu ne dai voie să te felicităm și să-ți spunem la mulți ani, ți-ți plac surprizele și cadourile și tortele, dar dinții nu cad de la dulce, să lasă să cadă că o să crească alții, așa? Uite, noi venim cu drag să-ți spunem la mulți ani, azi când este o sărbătoare frumoasă la tine, da? Câți anișori faci? 7, tocmai 7, atât de mare, 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 până la Doamne, Doamne și înapoi, vă leu. Dar zi-mi, te rog frumos, cine crezi că-ți face surpriza frumoasă? Cine te iubește cu tine foarte tare și este departe, dar vrea să te bucure? Cine? Pe cine ai tu la Israel? Tata! Dar ce face tata acolo? Lucrează. Și ce face tata la lucru? Face bani? Pentru tine? Pentru mami? Pentru surioară? Bravo! Uite, tătic, cu drag și mare dor și mare dragoste de voi, de ăștia de acasă. Mai ales azi că tu ești sărbătorită, m-a rugat frumos să vin la sărbătoarea ta, să-ți aduc o tortă frumoasă ca pentru cea mai minunată prințesă. Știi că numai la prințesă ducem așa tortă frumoasă, așa? Și mare să ajungă la toți. Acuși o să vină oaspeții tăi și ai să ai o masă plină de omuleți care vin azi să te felicite, da? Noi am fost mai rapizi, am vrut să fim primii din partea lui tăticu să te felicităm, să-ți spunem la mulți ani, să crești mare, sănătoasă, frumoasă, ești frumoasă, să ascultătoare, cu succese. Mămica cu tăticu să se bucure de voi, de fetițele de acasă, da? Îmi dai voie să-ți dau sorta? Dar nu-ți super când îți faci cineva surpriză, nu? Hai slavă Domnului! Așa, mami, cum să te ajute? Să-ți mandezi suflet, să fii sănătoasă, da? Să-ți iubești părinții tare, tare, până la cer și înapoi, așa? Fiindcă ei te iubesc foarte mult și vor ca tu să fii fericită cu surioara ta, să creșteți fetițe înțelepte, deștepte, să știți întotdeauna că fetițele, prințesele trebuie să fie cu minți, să înveță bine, așa? Și să ajungi oameni mari, și nu mă refer mari, mari, mari în sens că să ajungi fetiță aranjată, frumos, pe drumul vieții. Când ai să mai crești, ai să înțelegi despre ce tante vorbești acum, da? Încă o dată la mulți ani. Și acum vreau să te rog să te uiți aici la cameră, să lași un mesaj, că dacă tu lași un mesaj frumos, eu mai am daruri pentru tine. Cum vorbesc prințesele la 7 ani? Cum vorbești tu, Daria, la 7 ani? Să uite aici, spune, tati, te aștept acasă. Tati, te aștept acasă. Și te iubesc. Te iubesc. Și mi-e dor de tine tare, tare. Și mi-e
ține tare, tare. Și îți dau un pic așa, maa! Iată așa. Și invită-l tati la noi la sărbătoare. Da? Le invit de tati, vine cu noi la sărbătoare, măcar cu sufletielul. Vine cu noi la sărbătoare. Măcar cu sufletielul. Așa? Sufletelul tăticu vine, uite, cu surpriză frumoasă, ca să știi și tu și să nu uiți niciodată că tăticu te iubește și chiar dacă este departe, el încearcă să-ți facă emoții frumoase, da? Și surprize frumoase, pentru că noi întotdeauna când iubim pe copilașii noștri, le facem surprize, așa? Ca copiii noștri se simt fericiți și să aibă sărbători cele mai deosebite. Da, Daria? La tine sărbătoare e frumoasă? E deosebită? Așa, și o să fie și mai frumoasă, pentru că o să vină oameni dragi, o să dansați, o să vă distrați împreună, da? Uite, noi îți dăm și flori frumoase, așa cum ești tu, deosebită și minunată, de parte mămicii și tăticului tău. La mulți ani! Ia să așa! Așa, aici dau și o șampanie, da, asta o să servească mare, nu mulțumesc, la copii șampanie nu se scoate, da? Da, dansul se face la copii, când și toți spații cântăm la copii, da, și ne dă voie aici la grătar să cântăm două cânti și pentru Daria și pentru Catăluna. Și invităm pe toți noi la dans. Da, facem așa, dacă nu unita noastră, noi ne mai pe altă, să vedem la număr, așa, da, da, așa. Uite, noi o punem aici, curajul, ia, așa. Bun, facem niște poze. Să fie sănătoși, 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 să fie sănătoși
multe cântece mai sunt pe acest pământ, dar din toate câte sunt, unul aș vrea să-ți cânt. E legat de al tău nume, cel mai drag din lume, și de chipul tău curat, blând și minunat. Fata tati, fata mami, cel mai dulce și mai scump copil. Fata tati, fata mami, o prea frumoasă floare de april. Trece timpul, e grăbit și neostenit, un copil să-l